Este alături de noi. Sandra este alături de noi. Dați-mi voie. Sandra, bine ai venit. Bine v-am găsit. O floare. Mulțumesc. La mulți ani. Frumoasă. Mulțumesc. La mulți ani și ție. La mulți ani. La mulți, la mulți ani tuturor femeilor, da? Și mamelor astăzi, da? Da? Mulțumesc frumos, mulțumesc! Un proiect foarte important pentru tine? Un proiect foarte frumos, pe care eu mi l-am dorit de mult, încă de când am început cursurile de actorie, mi-am pus așa o dorință ca într-un viitor apropiat să joc într-un film, pentru că asta am vrut să fac. Să dăm puțin timpul înapoi. De ce actorie? De ce te-ai gândit la asta în primul rând? La actorie, în primul rând, m-am gândit să pot să ies din zona mea de confort și să cunosc oameni frumoși, să îmi pun la punct dicția și doream să prezint știrile, ceea ce s-a și întâmplat la un moment dat. La un alt post de televiziune. La un post, da, știm. Am zis, la un alt post de televiziune, știrile sportive și de acolo Iura m-a văzut, nu neapărat de la știrile sportive, ci de cum am fost eu în sala de gimnastică și cum apăream la competiții și a dorit foarte mult să lucreze cu mine și atunci când am primit propunerea din partea lui, am primit-o cu bucurie și am spus din prima, da, vreau acest proiect, chiar îmi sură de ideea. Și ce vrei să faci mai departe? E foarte important. Hai să revenim, adică revin televiziune, ai mai vrea știri? Păi, momentan, hai să le luăm pas cu pas. Uh-huh. Momentan o să apar în 15 martie în cinematografe cu filmul Faci sau Taci. Apoi, noi o să avem și o caravană, o să mergem prin țară, o să anunțăm pe Facebook, pe Instagramul nostru, pe unde o să ne plimbăm ca să promovăm acest film. Apoi, Doamne ajută dacă se mai lipesc proiecte frumoase în zona de cinematografie, primesc cu dragă inimă provocările și îmi doresc în momentul de față noi antrenăm copiii la Clubul Steaua și de luna viitoare o să începem competițiile. Cam asta se petrece în următoarea perioadă. Vei face simultan? Adică și caravana, da, te întorci? Da, încerc să mă împart în toate părțile pentru că îmi place la fel de mult ceea ce fac zilnic în sala de gimnastică cu copiii, dar și ceea ce am făcut cu colegii mei în acest film Faci sau Taci. Apropo de gimnastică, cum a fost trecerea de la gimnastică la actorie? Foarte, foarte frumoasă, pentru că pe mine m-a educat foarte mult sportul de înaltă performanță și în momentul în care am intrat pe platourile de filmare, nu mi s-a părut ceva deosebit, pentru că eram acomodată cu camera și trebuia doar să-mi învăț rolul și să respect ceea ce îmi spunea Iura și încercam să adaptez stilului meu. Și uite așa, ai reușit. Da, fără emoții, nu am avut niciun fel de trac și toată lumea m-a felicitat pentru cum apropo, m-am comportat. Apropo de faptul că ești antrenoare, ai fost tu antrenată la un moment dat, timp de o oră și ceva, așa, de către tine, pentru că mă vedeai cum joc eu. Ca să înțelegi. Squash, așa, da. Dacă îmi permiți, da? Era cu o prietenă la sala de squash, le vedeam pe amândouă cum maică nimereau mingea. Eu făceam doar pentru mișcare, nu neapărat ca să învăț să joc la stilul tău. Dar ți-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult, dar după 2 săptămâni am făcut febră și n-am mai putut să mă mișc. Bun, deci mulțumesc nu frumos neapărat pentru sfaturi. Eu m-am oferit, bine. Dar data viitoare o luăm și noi cu începutul, pentru că sunt grupe... Cu pași mici. Da, cu pași mici, sunt grupe diferite de musculatură și atunci când... Tu cum ești, iartă-mă, tu cum ești cu copii? Eu sunt destul de autoritar ca antrenor. Eu sunt foarte bună, eu sunt mama lor, sora lor, prietena lor, pentru că îmi place să le ofer din experiența mea și vreau să procedez cu cele mici cum nu s-a procedat cu mine. Și asta observ pe zi ce trece, cum ele progresează, mă ascultă și încearcă să-mi arate că sunt capabile să facă gimnastică. Momentan nu de performanță, dar noi tindem către performanță. Este prea devreme să spun că vor face de performanță pentru că au 8 ani. Să le mai lăsăm puțin, dar tot treptat. Să revenim puțin la rolul tău din film, pentru că mă interesează. Cum ai intrat în pielea unei polițiste? Eu sunt Emma și noi lucrăm, suntem 6 fete care lucrăm sub acoperire și ne dorim să eliberăm 40 de fete dintr-un bordel ca să nu treacă granița să ajungă în Serbia. Și toată acțiunea, cascadoriile pe care eu le-am făcut, le-am
au fost ca o provocare pentru mine și când Iura îmi spunea, mie mi-ar plăcea să sari cumva la gâtul omului și eu eram, Iura, dar cum? Dar face, păi uite, face o schemă de asta. Și imediat îmi intram în rol, dar nu vedeam în primă fază. Ne-am bătut acolo în film, l-am ascultat pe domnul comandant care este Bogdan Mălăele și... Partea de comedie se ocupă Micuțu, Augustin, Viziru, Sally Levent. Noi am încercat să îmbinăm acțiune cu comedie aici și eu consider că a ieșit o comedie frumoasă și te ține în suspans așa de la început până la sfârșit. Bănuiesc că n-au fost atât de greu de făcut cascadoriile, având în vedere că... Na, stai o secundă. Depinde dacă este să vorbim de 4 dimineața, e mai greu. Scuze-ne, George, ce? Trebuie să vedem ceva? Trebuie să vedem ceva, ce nu să știu. Vedem? Hai să vedem, nu știu, să vedem ceva. Ce să vedem? Abar n-am. Sandra, felicitări pentru comedia Faci sau Taci. Mă bucur că ai folosit această platformă de campioană olimpică să-ți extinzi cariera în cinematografie. Și la mulți ani de 8 martie, Ziua Femeii. Succes! Ce frumos! Mulțumesc, Nadia, mulțumesc din suflet, da, știu că ne susține și abia așteaptă și ea să vadă filmul. M-a felicitat pentru noua mea carieră în lumea filmului și își dorește pentru mine să ajung și la Hollywood, dacă se poate. Și i-am spus că este, i-am spus că este drum lung până acolo, pentru că și în gimnastică am învățat, am început gimnastica la vârsta de 4 ani și primele mele medalii importante au fost la 16 ani, așa că o luăm treptat. Sandra, așa că din 15 martie am un mesaj către români să meargă la cinematograf și să ne vadă în comedia Faci sau Taci. Acolo suntem. Noi cel puțin suntem acolo să vă susținem. Mulțumim foarte frumos. Mult.